În perioada preabecedară a clasei 1, foarte mulți părinți m-au întrebat ce să lucreze acasă cu copiii și ceea ce lucrăm noi la clasă cu ei, având în vedere că nu scriem decât anumite semne grafice și nu citim. Sunt mulți copii care vin de acasă cu citit scrisul însușit, dar însușit într-un mod personal, nu atât de mult într-un mod didactic, așa cum se face la școală. Această perioadă preabecedară este foarte importantă și chiar dacă părinților li se pare că nu au ce să facă cu copiii acasă, pot să facă foarte multe lucruri, nemergând înainte cu materia, adică nepunându-i să scrie propoziții, cuvinte și așa mai departe. În această perioadă, copiii au contact cu ceea ce se cheamă o propoziție, cu modul de a formula o propoziție și cu delimitarea unei propoziții în cuvinte. Este foarte important acest lucru pentru că mai departe de el legăm ulterioarele dictări și citirea pe care o vom învăța. Așadar, când formulați o propoziție acasă cu copilul dumneavoastră, puteți să-i cereți și este important să-i cereți să vă spună din câte cuvinte este formată această propoziție. Este de preferat la început să se pornească de la propozițiile formate din mai puține cuvinte. O greșeală frecventă pe care o fac copiii este aceea că pentru ei cuvintele de legătură, adică acele cuvinte scurte, mici, în și pe, nu sunt sezizate ca și cuvinte de sine stătătoare. De exemplu, propoziția cartea este pe masă, mulți școlari spun propoziția are trei cuvinte. Cartea, peste și pe masă. Deci trebuie să avem foarte mare grijă și să le explicăm copiilor că aceste cuvinte micuțe, pe, la, în, sunt cuvinte de sine stătătoare și nu trebuiesc legate de celelalte cuvinte. Și acum revin la ceea ce vă spuneam, că vă puteți juca cu ei în felurite moduri, cerându-le să alcătuiască o propoziție din trei cuvinte, din două, chiar din patru și așa mai departe. De asemenea, aceste cuvinte sunt formate la rândul lor din silabe. Despărțirea în silabe este o etapă foarte importantă a clasei 1 și trebuie să vă asigurați că ei știu să despartă bine cuvintele în silabe. După aceea, noi lucrăm foarte mult în prima etapă cu sunetele. Prima dată se învață vocalele și apoi se învață o parte din consoane, nu toate. Asigurați-vă că aud bine sunetele. De exemplu, în cuvântul casă, în care silabă auzim sunetul S? Și așa mai departe, puteți să vă jucați cu ei într-o varietate de tipuri și în așa fel se activizează foarte mult și vocabularul, dar verificați totodată și auzul fonematic, care este foarte important, pentru că dacă copilul nu aude bine anumite sunete, atunci, în mod sigur, nici nu va scrie corect. Succes!